Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre suplimentele care au efect antiinflamator. În medicină sunt recunoscute patru căi majore de răspuns pro-inflamator a corpului și suplimentele antiinflamatoare despre care o să vorbim astăzi, omega-3, curcumina, resveratrolul și extrasul de ceai verde, EGCG. Dacă să vorbim de însuși patru căi pro-inflamatoare, două cu siguranță le cunoașteți. Informația o găsit pe ecran. Una care sigur toți o cunoașteți, asta e calea acidului arahidonic, care se formează ca conversie din omega-6, dar el se ia din faptul când noi consumăm mai ales diferite uleiuri, gen uleiul de porumb, uleiul de floarea soarelui, de nucă și așa mai departe. Și în carne se conține, în ou poate mai puțin 6%, dar la capitolul uleiurilor se conține și 70, 60, 50% omega-6. Și din el se convertește acidul arahidonic. Acidul arahidonic are efect pro-inflamator. El face ca corpul să vadă că există o inflamație. Și din cauza că noi consumăm mult prea puțin omega-3 în raport cu omega-6, atunci când în corp totul se metabolizează și corpul compară cât EPA, epasantoinoic este în raport cu acidul arahidonic AA, și se primește că se cumulează acidul ăsta, răspunsul ăsta prea mare pro-inflamator. Adică unul, ține minte că el se ia din alimentație. Altă cale se numește necrotic factor KB, dar contează că chiar dacă nu înțelegeți de unde el se ia, dar în analiză l-ați văzut, că medicul o solicitat această analiză. Ca idee, când vorbim de răspuns imun, noi înțelegem sistema imună, asta e ca o fortăreață care păstrează sănătatea corpului nostru și în caz că în corp apar bacterii, virus, leziuni diferite, poate fungi, răspuns imun de la produse alimentare, adică de la intoleranță alimentare, alergii, toxine, corpul face acest răspuns imun. Și din cauza că el este mult, mult, mult prea mare, logica asta ar fi poate câteva zile sau o săptămână un răspuns imun, dar la noi el durează cu ani și asta este o problemă. Ca un exemplu, o persoană are neutrofilele foarte crescute, fiindcă are inflamație, răspuns așa și așa la virus, la bacterii, oarecare problemă, poate fi stafilococi și așa mai departe. Corpul are un răspuns, crește numărul de neutrofile sau de limfocite. Cine a privit filmulețul meu despre glomeruloscleroză, glomerulonefrită, când asta durează foarte, foarte mult, antigenii și cu imunoglobulinele și cu neutrofilele, care totul ce răspunde acolo la problemă, la coci, la bacterii, imunoglobulinele și cu antigenii formează casturi, neutrofilele se așează în basementul la glomerul și în timp, dacă asta durează foarte mult timp, asta aduce daune glomerulelor și poate să apară glomerulonefrită. Vorbim că inflamația nu trebuie să dureze mult, dar cu părere de rău, ea la noi durează mult. Sau, de exemplu, să luăm intoleranțele alimentare. Dacă avem intoleranțe alimentare, clar că asta aduce la diferit foarte mult iar răspuns imun în corp, asta aduce la inflamația țesutului, o să fie malabsorpție, malnutriție, adică noi ne străduim să mâncăm, dar ceea ce ajunge în sânge e mult, mult, mult mai puțin. Ca să înțelegem importanța ca noi să putem să oprim procesul pro-inflamator. Cu ce propuneri vin eu? Să dați analiza la omega-3, omega-6 și ei fac acolo când fac analiza, ei iau raportul între EPA și AA și imediat vedeți diferența. Asta e mult sau e puțin? Dar eu încă la nimeni nu am văzut, nici măcar egal. Eu mereu am văzut că de 10 ori, de 15 ori, de 20 de ori mai mare e acid arahidonic față de epasantoinoic, EPA, din omega-3 și această persoană, el trebuie neapărat să suplimenteze cu omega-3. În privința la doze, eu am un filmuleț în care eu explic despre omega-3 că dozele de corectare, ele nici de cum nu sunt EPA 180 sau 90, eu văd prin farmacii. Vă rog să priviți filmulețul ăsta, fiindcă cel puțin, cam la 1000 de EPA și DHA, dar totuși acolo sunt niște nuanțe. Dacă persoana stă pe suplimente care subțiază sângele, pe diferite medicamente, adică însuși omega-3, el singur subțiază sângele și dacă noi mai luăm și medicamente, subțiază mult mai tare. De-aia trebuie să existe scheme de introducere a omega, așa și reiesă că
Omega, care se vinde practic foarte puțin potent, acela poate să-l iei oricare. Dar Omega cu adevărat care tratează, el trebuie să fie recomandat sau de un nutriționist, sau de un medic naturopat, care cu adevărat înțelege Omega, el știe studiile, știe gramajul și așa mai departe. Ce ține de necrotic factor KB? Pur și simplu, fiecare mecanism proinflamator, el e diferit. Ceva face ca să fie mai puțin, declanșează mai puțin răspuns inflamator în corp. Ce ține dacă ați văzut analiza, medicul v-a prescris-o și aveți prea mare inflamație la NF-KB, înseamnă că suplimentul dumneavoastră asta e curcumina și resveratrolul. Curcumina, normal, ea trebuie să fie măcar la 1000 de miligrame și ea trebuie să conțină piper negru sau ghimbir. Dacă vorbim de resveratrol, asta e dozele de 250, de 500 de miligrame. Eu am văzut diferite scheme. Eu pur și simplu vă anunț că așa ceva există, dar totuși în funcție de situația care este, bine ar fi să o dea medicul sau o persoană care cunoaște cum să citesc analizele. Pe ecran, ca model, am pus omega-3 antiinflamator și observați că sunt peste 4200 de lucrări. Adică omega-3 e atât de mult cercetat, safe, e atât de sigur produsul ăsta că el nu, cu adevărat nu ne ajunge nou în corp. Ce ține de ceaiul verde? În general, pentru toate produsele, la subsolul o să găsiți studii. Cu mare drag puteți intrați să le studiați, să vedeți câte persoane au participat, ce lucrări și ca atare însuși dați fix așa căutare și o să vedeți câte de multe cercetări sunt. Acolo eu am pus din Oxford și din National Library of Medicine, adică din mai multe, o să le vedeți. Ce ține de ceaiul verde, asta este concret extrasul din matcha, sencha, adică din ceaiuri mai speciale verzi, care într-adevăr, prin efectul lor antioxidant, el are efectul ăsta de diminuarea inflamației, antiinflamatoriu. Ca să nu iasă că, uite, astea patru produse sunt atât de importante, dar ca idee de ce s-a ajuns la așa mare inflamație, eu zic că fiecare dintre noi trebuie să verifice nivelul vitaminei D, neapărat nivelul zincului. Când vorbim de imunitate, vitamina C verificată, zincul trebuie verificat, fiindcă altfel nu e clar. Sau fierul atât de important pentru imunitate. El poate fi prea mare, el poate fi prea mic și trebuie de verificat. Posibil trebuie de verificat feritina, marker extraordinar pentru inflamații. Sau, de exemplu, superoxid dismutază, la fel. Adică sunt foarte multe analize care pot arăta că există inflamație, că există prea mult stres oxidativ în corp. Aici ne vreau să ne aducem aminte între faza 1 și faza 2 de detoxifiere. Vreau să vă recomand să priviți filmulețul meu despre fazele de detoxifiere a corpului înficat, fazele naturale, cum corpul asta face fără a ne întreba pe noi. De ce micronutrienți are el nevoie ca să scoată oxidii ăștia, ca mai departe să aibă loc faza 2 și tot asta să poată fi eliminat din corp. Corect ar fi să ajutăm corpul nostru să nu menținem corpul nici în intoleranțe alimentare. Tractul gastrointestinal trebuie ținut la 4 ace. Știm că sănătatea începe de la tractul gastrointestinal, de la stomac, duoden, intestin și cavitatea bucală, dar vorbim că tractul gastrointestinal la 4 ace, că altfel se începe așa, parcă totul nevinovat, așa că uite puțin nasul, puțin am alergie, puțin nu știu ce, dar pe urmă are loc declinul funcției rinichilor, ficatul nu-și mai poate exercita funcțiile și așa mai departe. Dacă sunteți interesați o consultație la mine, puteți să-mi scrieți la carolina.magda.nutrition@gmail.com. Ofer consultații de 30 de minute, de 60 de minute și eu dau mai multe explicații și analizele de care am nevoie. Atât pentru ziua de astăzi. Vă urez să fiți sănătoși, frumoși și toate frumoase!